Dar știți ce, mai, ce am observat din declarația doamnei ministru a Așa. muncii foarte grav legat de hotărârile judecătorești? Pentru că ele nu au fost puse în aplicare. Aici este problema. Tu să nu respecti a judecătorească, că asta e răspundere penală. Pentru că n-au clarificat cum să le pună în aplicare. Și atunci oamenii au avut, adică cei de la casele de pensie, au avut aceste hotărâri judecătorești pe care nu le-au pus în aplicare și n-au știut cum să aplice legea. Pentru că ele erau acolo. Deci un dispres față și de injustiție. Și oamenii aceia care au dat în instanță au cheltuit bani foarte mulți. Foarte mult. Și a mai spus doamna ministru ieri că, domnule, vedem cum le trimitem. Cu... Oamenii ăștia sunt disperați când au primit aceste decizii de recalculare. Nu sunt disperați. Și de însă spune că totul e în regulă. Și o, circa 170.000. Trebuie să spun aproximativ sau trebuie să, aici trebuie să vorbești cu cifre foarte clare. Iar mai spunea că cei că din grupele de muncă vor primi indexarea, nu, marea majoritate a celor care au lucrat în grupele de muncă, cei mai mulți au primit pensiile tăiate în jos. Și cum să mai primească indexarea de la 1 ianuarie?